Slăvit să fie Domnul! Dacă ne uităm cu băgare de seamă în jurul nostru, realizăm că suntem înconjurați de forțe ale naturii care sunt mult mai puternice decât noi, cărora nu le putem face față. În lumea fiziologică, de asemenea, există fenomene fiziologice precum cancerul, s-a amintit acum, ciroză și multe alte tipuri de boală, cărora nu le putem face față uneori. În lumea spirituală există dimensiuni spirituale, lumea angelică, lumea demonică, mult mai puternică decât omul, decât ființa umană. De asemenea, păcatul este mult mai puternic și decât voința umană. Dar există unul, pe nume Iisus Hristos, care poate să îmblânzească natura, poate să poruncească bolii și poate să supună duhurile. Și poate să supună păcatul, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. În dimineața aceasta aș vrea să ne rugăm pentru Iulian și pentru băiatul lui Iulian, pentru familia lui. Dumnezeu, care are ultimul cuvânt, să pronunțe vindecare în dreptul acestui copilaș. Aș vrea să citesc un text, dacă vreți, înainte de rugăciune să fie mai mult o lectură, și după această lectură aș vrea să ne rugăm, dar așa să ne rugăm, frați și surori, să știm că Iisus Hristos este stăpân peste toate lucrurile. Că Iisus Hristos are ultimul cuvânt, slăvit să fie numele Lui. Și o să citesc din Marcu. În Marcu sunt trei ipostaze în care Domnul Iisus Hristos își arată puterea și peste demoni și peste boli. Și ceea ce îmi place atât de minunat, că după ce Iisus Hristos supune demonii, oamenii din jur sunt impresionați și spun: nu s-a mai văzut așa ceva în Israel. Dar știți ce spun așa? Existau exorciști pe vremea aceea, între iudei, și scoteau duhuri, dar știți cum scoteau? Ba prin formule magice, ba prin metode mai puțin ortodoxe, dacă le pot numi așa. Porunceau și se foloseau de nume mult mai puternice decât demonul care poseda persoana respectivă. De aceea pe Domnul Iisus îl acuză fariseii că tu scoți dracii cu degetul Belzebul, Domnul dracilor. Iisus nu scotea cu niciun demon, ci Iisus Hristos poruncea pur și simplu duhurilor să plece și plecau slăviți să fie numele Lui. Aleluia! Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să citesc textul acesta. Și apoi să ne rugăm. Ascultați! Au ajuns pe celălalt țărm al mării în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta și avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celul Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea: duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îl ruga stăruitor să nu-i trimeată afară din ținutul acela. Acolo lângă munte erau turme mare de porci, care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare, erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcarii au fugit, au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să îl lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie. Și a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau.
După aceea a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino, despune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici cine s-a atins de mine? El s-a uitat de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fica ta a murit. Pentru ce mai super pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Aleluia. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și a zis, Talita Cumi, care tălmăcit înseamnă fetițo, scoală-te, zic. Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, că cerea de 12 ani, ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. În dimineața aceasta, frați și surori, nu uitați, există unul mai tare decât boala, există unul mai tare decât forțele naturii, este Iisus Hristos mărit să fie în numele Lui. Am citit textul acesta atât de frumos, care scoate în evidență puterea și suveranitatea lui Iisus Hristos. Aleluia. Și așa aș vrea să ne rugăm. Toate aceste trei pasaje pe care le-am citit au în comun numărul 12. Nu știu dacă are o relevanță, poate este doar o frumusețe literară. Dar știu că și legiunea de ungeri are 12.000, fetița 12 ani, femeia cu scurgere este 12 ani de boală. Dar Iisus Hristos poruncește și ce poruncește împlinește. Toți aceștia au venit la Iisus, s-au închinat și Iisus i-a vindecat. Chiar și rugăciunea dracilor a ascultat Iisus când a zis să nu-i trimită din sunetul acela. Dacă Domnul Iisus a dat ascultare unor rugăminți ale dracilor, cu atât mai mult Dumnezeu ascultă rugăciunea copiilor săi. Amin? Haide să ne rugăm cu credință celui ce poate totul. Amin. Haide să ne rugăm pentru copilul lui Iulian. Aleluia.